Nigeria. De compunere în factor folosind metode combinate. Asta, aha. 8. Deci descompunerea. În factor folosind metode combinate. Exercițiu 40 de la pagina, metode combinate. Exercițiu 40 de la pagina 67. 40 la 67. F pentru F. 25 la a doua. Plus 20 x minus 21. Plus 20 x. Minus 21. Da. Deci folosim metode combinate. Da. 25 x pătrat plus... Deci avem mai dată și da. Mai 25 x pătrat plus 2 ori 20 supra 2 ori x. Păi 2 ori 10. A, da, 2 ori... Da. 2 ori 10. Un pic. Scrieți expresiile ca diferențe de pătrate și apoi descompuneți în factor. O să vedem. Așa. Noi ne gândim după factor, nu ne spune nimeni. Noi trebuie să vedem ce facem aici. Adică am pătrat perfect deocamdată. Deci ce fac eu în clipa asta? Îl scriu pe 25x pătrat ca fiind... 5x tot la doua. Bun. Și acum mă duc de două ori prima parte. 5 ori 2. 2 ori 5x. 2 ori 5x. Ca să facă 10. Da. Și mai am până la 20 ori în 2. Ori în 2. Și face 2, 5, 10, ori 2, 20. Da. Da? Plus partea a doua la pătrat, plus 4. Minus 4. Minus 21. Și face egal cu... Strângem aici repede, că un bilon la pătrat. Da, dar fiind 5x plus... Plus 2, minus 2 la pătrat. 5x plus 2, tot la pătrat, minus 25. Care înseamnă? 25 egal cu 5x plus 2, minus 25. La pătrat, minus 5 la pătrat. Ca să așezăm două pătrate. Așa, minus 5. Da, avem bastă. Dacă nu, facem băgansul radical, tot ne descurcăm. Și egal cu a minus b, locul întâi minus al doilea. 5x plus 2 minus 5 pe lângă 5x plus 2 plus 5. Și egal cu 5x plus, ce zic eu, plus minus 3 pe lângă 5x plus 7. Corect. Asta este rezultatul. Și am prezentat și arăt și de... Am prezentat și am făcut. Da, am făcut. Scrie dacă trebuie să zic, bă. Da, am făcut. Bun. X pătrat plus X minus 2. Plus X? Minus 2. Iruna? Scriem ca X plus 1 pe 2 la 2 minus 9 pe 4. Păi da, mai ușor. Eu de X plus 1. X la 2 plus 2 ori X. Așa, bă, ușor. X la 2, tu ai făcut X. Da, iată deja. Uite, nu ai trebuit de numai, nu te mai fac. X la 2 plus de 2 ori prima parte, ori X, ori 1 pe 2. Ești obligat. Da. Plus 1 pe 4, minus 1 pe 4, și minus 2. Și egal cu X plus 1 pe 2, totul la pătrat, da. Minus 4, minus 5 pe 4. Nu, 4 de 8 și 1, 9. Minus 9 pe 4. Care poate fi scris 3 pe 2. 3 pe 2. Totul la a doua. A doua și egal cu X plus 1 pe 2 minus 3 pe 2. X plus 1 minus 3 pe 2. Pe lângă X plus 1 pe 2 plus 3 pe 2. Și egal cu
x minus x minus 2. X minus câte? Minus 1, parcă. Păi 1 minus 3? 1. Păi 1 minus 3 face minus 2 pe 2. Minus 1. Ah, așa, minus 1. Bine, da? Perfect. Pe lângă x plus, plus 2. Și rezolvat, ești. Ei, care, dacă aș fi notat cu f de x asta, dacă asta e notat cu f de x, funcția asta ar minim maxim sau minim? Minim. Este vorba de un minim care este ca valoare cât? 3 pe 2. 3 pe 2 la pătrat? Minus 3 pe 2 la pătrat. Da, minus 4. Adică 9 pe 4. Minus 9 pe 4. Deci minim, hai să scriu și asta, când veni vorba, am reușit performanța acolo, și zic minim din x pătrat plus x minus 2 egal cu minus 9 pe 4 pentru... Pentru cine se realizează minimul ăsta, oare? Pentru x egal cu 1 și... Nu acolo. Te uiți aici. Aici, aici e momentul care... Acum minus 1 pe 2. X egal cu minus 1 pe 2. Așa, da. Pentru x egal cu minus 1 pe 2. Când înlocuiești x cu minus 1 pe 2, faci 0 și atunci rămâne cea mai mică valoare asta. Da? Ca. X pătrat minus x minus 12. X pătrat minus x minus 12. Minus 12. A, aplică că mai dinainte de x minus 2 x ori 1 pe 2 plus 1 pe 4, nu, da, plus 1 pe 4 minus 1 pe 4 minus 12 egal cu x minus 1 pe 2 tot la pătrat minus 12 4 48. Așa, 48 pe 4. 48 pe 4. 8 și cu minus 1, 49. Minus 49 pe 4. Da. Puteți să mai scrii ca fiind 6 pe 2 tot la 2. Da. Și da. Egal cu x minus 1 pe 2 plus, minus 7 pe 2 pe lângă x minus 1 pe 2 plus 7 pe 2 și egal cu x minus 8 pe 2, adică minus 4, da, pe lângă x plus 3. X plus 3. Scoatem pe minus un factor și construim și atunci scădeam din nu știu cine tot timpul și scazi un număr pozitiv. Și după prima. Era, era masă. Deci zicem acum, adică, minim. Minim de x pătrat minus x minus 12. Minus x minus 12. Egal cu... Minim egal cu... Minus 49 pe 4. Minus 49 pe 4. Pentru... X egal cu minus 1 pe 2. Cu 1 pe 2. Cu 1 pe 2, da. Că l-au lezi aici? Da, X, pe 1 pe 2. X egal cu 1 pe 2. Da, frumos. L. X pătrat minus X minus 6. X pătrat minus X? Minus 6. Minus 6. Păi X minus 2 X ori 1 pe 2. Egal cu X pătrat minus x pătrat minus 2 x ori 1 pe 2 plus 1 pe 4 minus 1 pe 4 minus 6 egal cu, egal cu x minus 1 pe 2 totul la 2 6 pe 4 24 minus 25 ba nu, minus 5 pe 2 totul la 2 minus 5 pe 2 totul la 2 totul la 2 și egal cu x minus 1 pe 2 minus 5 pe 2
pe lângă x minus 1 pe 2 plus 5 pe 2. Și egal cu x, x minus 3, x minus 3, da? Pe lângă x plus 2. N. X pătrat plus 13 x plus 30. X pătrat. Plus 13 x plus 30. Ca fiind 6 plus 5 și să ne dea mulțirea 6 cu 5 la 11, atunci facem x 6 4. Plus 5 nu fac 13. Nu, fac 11. Așa. 6 ori 5 de la 3. Am înțeles, da. Ce ai acolo. Da, atunci pe 13... Nu, 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 doar 13. De 2 ori x, 13 pe 2, deci vedem să facem toată altă parte. X pătrat plus 2 ori x. 2 ori x, 13 pe 2, plus 13 pe 2 la a doua. Așa. Minus 13 pe 2 la a doua și plus 30. Plus 30. Și egal cu x. Plus 13 pe 2 tot la a doua. 13 pe 13, 169 și 169 pe 4. Deci vine cât? Adică putem... Bă, nu, cum mai ești 30. Plus 30, să zicem, minus 169 pe 4, nu? Da. Cu 120 și face x plus 13 pe 2 la tot la pătrat. Da. Minus 7 pe 2 tot la 2. 7 pe 2 tot la 2. Așa. Și egal cu x plus 13 pe 2 minus 7 pe 2 pe lângă x plus 13 pe 2 plus 6 pe 2 și egal cu x plus 6 plus 3 pe lângă x așa plus 10 plus 10, da. Plus 10. Pe matematici. S. X la a doua plus 11 x plus 30. Iar nu avem ce să facem, adică facem x la a doua plus 2 x ori 11 pe 2. Da. Defini x la 2 plus 2x ori 11 pe 2 plus 11 pe 2 tot la 2 minus 11 pe 2 tot la 2 plus 30 și egal cu x plus 11 pe 2 tot la 2 plus 30 minus 121 pe 4. A, dar dă un minus 1 pe 4. Deci faci x. X. 11 pe 2 tot la pătrat. X plus 11 pe 2 tot la pătrat. Minus 1 pe 4. Da, minus 1 pe 4. 4. Adică 1 pe 2 tot la 2. Adică 1 pe 2 aici, totul la acolo. Da, și o să fie egal cu x plus 11 pe 2 minus. X plus 11 pe
pe minus 1 pe 2, da, pe lângă x plus 11 pe 2 plus 1 pe 2. Așa. Și o să fie egal cu x plus 5, da, pe lângă x plus 6. Foarte. X plus 5, x plus 6. Avem unul. X pătrat plus 13 x plus 22. X pătrat plus 13 x plus 22. Plus 22. X pătrat plus 2x ori 13 supra 2 plus 13 pe 2 totul la pătrat minus 13 pe 2 totul la pătrat și plus 22 egal cu x plus 13 pe 2 totul la pătrat plus 22 minus 169 supra 4 minus 169 supra 4 x plus 13 supra 2 tot la atomă cu 88 minus 81 pe 4. Așa, minus 81 pe 4, e pe 9 pe... Minus 9 pe 2, totul la 2. Așa. Și egal cu x plus 13 pe 2, minus 9 pe 2, pe lângă x plus 13 pe 2, plus 9 pe 2. Și egal cu x plus... x plus 2. Deci vine x plus 2, corect. X plus 2, pe lângă x 9, 22, x plus 11. X plus 11, da? Da. Plus 11. Da, și am făcut și... Efectiv, 41 de la pagina 67. 41 de la 67. Deci vom pune să facă o expresie următoare, prezent eventual identitățile. Și dă niște identități aici, vi le dau. Descompune sfaturi cu? Descompune să facă expresiile următoare, utilizând eventual identitățile. Și dă x pătrat minus a plus b ori x. A plus B ori X. Da. Plus AB. Egal cu X minus A. Pe lângă X minus B. Sau X pătrat plus A plus B ori X. Plus AB. Egal cu X plus A. Pe lângă X plus B. Eventual. Îi folosim sau mă refuzăm. Vedem acolo ce ne rezultă, da? A fațelor, deci mai folosim acestea. O să vedem dacă sunt importante îndată. Bă, da. Ei, da. Dar ce trebuie să facem? Trebuie să descompunem un factor. X la a doua minus 14x plus 24. X la a doua minus 14 x plus 24. Plus 24. Noi bucim, egal mai departe, cum știu. A, ce folosim formulele alea dacă e că eventual. Dacă noi sesizăm vreo chestie, le vom folosi la timp. Dar dacă am dat de bucim că nu știm. Da, da. De ce mi-a spus? X pătrat minus 2. Dar nu sunt dat dacă 14 se schimba fiind două numeri și alea două numeri se dea 24 cu 3, nu? Tu te uiți la ele, îți plac ele și vrei să le folosești, da? Bun, o să ne întoarcem și când le folosim. Hai să zicem de două ori. Am pe 2 în 14. X la a doua minus 2x ori 14 pe 2. Nu, mai, mai. 14 pe 2 e 7. Ori 7. Că 2 ori 7, ori 7, ori 7, ori 7, ori 7. Așa, ori 7. Că dacă zici 14 pe 2, de fapt, simplifici și face 7. Da. Plus 7 la pătrat. Plus 7 la pătrat, minus 7 la pătrat.
plus 20 și plus 24. Care face egal? Egal cu x pătrat, nu, x minus 7, tot la pătrat, cu minus 49 plus 24. Adică? Minus 25, mă. Asta da, minus 25. Care face 5 la 2? Minus 5 la 2 și o să fie x minus 7 minus 5 pe lângă x plus, x minus 7 plus 5. Adică? Egal cu, apoi am folosit aia prima atunci. X minus 12. Egal cu x minus 12. X minus 12. X minus 12. X minus, cine ia cine liber? Ei. Ai x minus 12. Nu? Adică, te întreb, ce numere adunate se facă 14 și mulțite se facă 24? 12 cu 2. 12 cu 2. Deci, tu aici 6 ori 4 puteți să zici, dar 6 ori 4 fac 10. Deci, dacă ar fi fost minus 10x plus 24, devine la 6 ori 4. Da. Dar din 14, ce numere mulțite, ce numere adunate se facă 12 și mulțite se facă 24? Și atunci, deodată, x pătrat minus 14x plus 24 înseamnă că una e din valori este 12. Cât A-ul este 12. 12 și B-ul este egal cu 2. 2. Și atunci, având în vedere formula asta, zici x minus 2 pe lângă x minus 14. 12. X minus 12. Și așa ai utilizat deodată. Ai mărit ritmul. Cum așa face? Deci ai mărit ritmul din lucru, în loc să faci la 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 la. Cum așa face? Dar știu că așa am făcut și la școală. L-am mărit ritmul. Da. Da. Deci aceea, de aceea ei spuneau mergi să uite toate, căutați numele adunate și mulțiți. Știau care este suma și produsul ai să află. Da? Uitați, ia-ți-vă, da, x pătrat minus 7x plus 12 egal cu, cum facem aici? Găsim 1, 7, 2, 7, 4 cu 3. 4 și 3. Ce numere adunate face 7 și mulțite să facă 12. Atunci zici x minus 4 pe unde x minus 3. Da. Corect. Alta, să mai dau voi. X pătrat minus 3x plus 2. Păi 1 și 2. 1 și 2. Ce numere adunate să facă? Da, 1 și 2. Și mulțim de să facă 2. Deci egal cu x minus 1 pe lângă x minus 2. Deci de aceea da. Se mărește. Și acum dăm în pătunare. G. X pătrat minus 15 pe lângă x plus 56. Am vrut, să facem așa și să vedeți importanța. X pătrat minus 15x. X pătrat minus 15x. Plus 56. Plus 56. Egal cu. Ce numere e la adunare fac 15? Și mulțim că fac 56. 9 cu 5. 9 cu 5 fac 45, nu? 45. 7. 7. 7. 56 și 78 fac 5. Da. Da? Deci A egal cu 7, 7, B egal cu 8 și X minus 7 pe lângă X minus 8. O să nu crește. Aici e important să înțelegeți de ce trebuie să faceți acolo. X pătrat plus 23X plus 60. X pătrat plus 23X plus 60. Plus 60 egal cu? Și dar nu va fi A minus 3 și B minus 20?
zice x minus a, x minus b. Și x plus a și x plus b. Și x plus a plus b. Deci trebuie să fiu atent la astfel de momente. Deci zic că este x plus 20 pe lângă x plus 3. Ați spus că la mulțirea de aici, în x pătrat plus 3x plus 20. Da? Deci... Da? Deci trebuie să fim atenți la treaba asta. Adică eu vreau să vă spun așa. Aici formă următoare, x pătrat minus x plus produsul egal cu 0. Suma aici este și produsul. Ei bine, când mi-a dat x pătrat minus 3x plus 2 egal cu 0, egal cu a zis x minus 1, pe lângă x minus 2, da? Dar dacă vă dau x pătrat plus 3x plus 2, va veni egal cu x plus 1, pe lângă x plus 2. Cele două valori sunt minus 1 și minus 3, deci iar am lăsat eu la ecuația de gradul 2 până... De fapt, am și făcut ecuația de gradul 2. Da, da. Anul trecut și deci descompunerea vine x minus x1, ca să înțelegeți, x minus x1 pe lângă x minus x2, unde x1 și x2 sunt cele două rădăcini. Ei, asta n-au făcut ei. Nu. S-au făcut ei. Față de gradul 2 a făcut anul trecut. Da. Rădăcini și așa. Asta s-a spus da. Aici. X minus x1 pe lângă x minus x2. Ca să-i convinc, o să fac acum la următor. Uitați aici. Dacă voi vă duceați la x pătrat minus 15x plus 56 egal cu 0, de aveați atunci rădăcine care erau x1, 2, amintiți formula? Da. Egal cu minus b plus minus radical din delta supra 2a. Ați înțeles de formula? Da, și delta. Unde delta era egal cu b pătrat minus 4ac. Vreau să faceți și calculația ca să vă convinc că este adevărat. Egal acum, A cât este problema noastră? A egal cu 1, adică cu coeficientul. B egal cu 15, minus 15, iar C egal cu 56. Calculăm X. Și delta va fi egal cu B pătrat, adică 225, minus 4, ori A, ori 1, ori C, ori 56. Face 225 minus 224. 224. Minus 1. Egal 1. Și atunci, rădăcine sunt x1, 2, x1, 2. Egal cu minus b, adică 15. Egal cu minus b, avem acolo 15, plus minus radical 1. Supra 2. Plus avem adată x1 egal cu 15, cu 1, 16, pe 2, 8. Iar x2 egal cu 15, 7. Cele două numere, 7 și 8. Da? Și atunci zicem că x pătrat minus ax pătrat minus plus bx plus c se scrie ca fiind da, pe lângă x minus x1, pe lângă x minus x2. Asta e formula de descompunere ax pătrat plus bx plus c, egal cu a, pe lângă x minus x1, pe lângă x minus x2, pe lângă x minus x2, se le două rădăcini. În cazul nostru, x pătrat minus 15x plus 56 este egal cu a, care este 1, nu? Da, da, da. X minus prima valoare, x minus 8, pe lângă x minus a doua valoare, x minus 7. Da? Este exact x minus 8, pe lângă x minus 7 și a foarte rapid descompunerea făcută. Așa se vor face în ieșiții, când da, nu întotdeauna. Da, eu asta am văzut, mă întreba asta cu delta, nu dumneavoastră le-ați explicat, am învățat-o ei la școală. O învățat-o ei la școală, ei mă dat-o. Deci, și aceea m-am întrebat ecuație de gradul 2. Da, da, asta cu delta, dacă dumneavoastră le-ați dat-o, și dacă le-ați dat-o la școală. Păi, vă făceam mulți. Dumneavoastră mi-ați explicat, nu domnul profesor ne-a explicat, iar la școală am făcut-o. Da? Dar am făcut la școală și de-a făcut cu delta? Da. Am făcut la profesor, probleme, multe. Sigur. Da? Da, da, dacă eu am fost surprins că odată dintre a șaptea, când trebuia să intră opta undeva. Aha.
Bine, nu avem un exercițiu aici la... Vrem să le facem că cu ocazia asta amintim și ecuația de stat. Sigur că da. Rădăcinii cum se găsește, de-aia insistui și la treaba asta. X pătrat cu 17, x minus 60. X pătrat. Plus 17, x minus 60. Minus 60. Hai să vedem dacă descoperiți cele două valori care adunate să facă 17 și înmulțite să facă minus 60. Trebuia cu plus aici. De fiecare dată. Deci nu mai pot gândi la acolo. Dacă nu mai pot gândi acolo... Muncim. Cu ideea la pătratul ca așa. Ok, doar cu x pătratul 2, x plus, ori 17 supra 2, minus plus 17 pe 2 tot la pătrat, minus 17 pe 2 tot la pătrat, minus 60. Egal cu x pătrat plus 17 pe 2 tot la 2. Faci x plus 17 pe 2. Da. Plus 17 așa, minus 17 pe 17. 289. Da? Minus 289. 4. 4. Minus 60. Și egal cu? Atunci la cealaltă de doar. Și egal cu x plus? X plus 17 pe 2, tot la 2. 6, 4, 240, 40 și... Nu, nu. 49. 49. Deci vine 240, adică? 529, da? Da, încă da. 529 supra 4. Și egal cu x plus 17 supra 2, totul la pătrat, adică? Minus 521 pe pătrat. 23. 23 pe 2, tot la pătrat. Totul la pătrat, care face egal mai departe cu... Egal cu x plus 17 pe 2, tot la... Ba nu, plus 17, minus 23 pe 2. Da. Pe lângă x plus 17 pe 2, plus 23 pe 2. Și egal cu... x minus... Da, minus 6. Minus 6 pe 2 e minus 3. Minus 3. X minus 3. X plus... 40 pe 2. Plus 20. 20. Deci, minus 3 și 20. Este minus 3 și 20. Produsul este minus 60. Iar suma este 17, nu? Corect. Și atunci vine x pătrat minus suma. Deci, nu știu dacă am lucrat cu ei, e bine? Da. E bine, da. Bun. Dacă vreau să evităm asta cu formula ecuației de gradul 2, uite, hai să facem și asta, x pătrat cu 17x minus 60 egal cu 0. Au este cât? Vă rog să rezolvă așa. A egal cu? 2,17 și 60. Minus 60. Și ce e egal cu minus 60? Și acum tu își dea. A egal cu B pătrat. 289, scuntă dată. Da. Minus, minus 4 AC, minus 4 din plus 46, 240. Fac 529. Da, 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 da. Și atunci, x-ul 2. Cele două rădăcini sunt x-ul 2 egal cu minus B. Plus minus. Plus minus radical din... Am fi 23. 23, zis, totul supra 2. 2, 1, 2. Deci egal la minus B, B-ul este 17. Deci x-ul va veni. Hai să zic așa. X-ul egal cu... Minus 7. Minus 17 plus 23 pe 2. Pe 2. Și celălalt x2 egal cu minus 17, minus 23 pe 2. Pe 2. Și egal cu minus 17 plus 23. Exact. Și dă 3. 3. Deci x-ul egal cu 3. Al doilea x2 egal cu minus 42. Minus 20, nu? Da. Nu mi-e la nimeni. Minus 3 și 20. Nu e important. Da. Două valori. Exact. Și acum, în descompunerea lui x pătrat plus 17x
minus 60, după formulă ia, adică 1, pe lângă x, minus prima valoare, minus 3, pe lângă x, minus a doua valoare, da, minus 20. 20. Și este exact aceeași poveste de sus. Deci ori mergeți cu pătratul perfect și toată povestea, ori găsiți rădăcinile, aveți formula de aici, și atunci vă duceți direct la produsul celor două. Descompunerea în produs de fapt. Stai cu mișoarea asta, așa, așa, sigur. Rășoară pentru că nu se scade cine. Dar vedeți, dar ei nu le... Dar îi muncesc aici și destul de mic, dar și antrenamentul ăsta pe bun. Deci îl face, e bun. E interesant, pentru că... Sigur și când văd cele două valoare din mergi, sunt foarte repede. Dar nici nu stai acolo ca întornat să aștepți valorile, cele două, mai bine e dat vreo pătrată. Da? Deci te orientezi. Ai văzut din prima, ești tare, nu? Puțin. Iar ceea ce v-am spus acum, cu delta și cu rădăcini, iarăși e de mare folos, pentru că cât de curând va fi pusă problema să rezolvați ecuația gradul 2 și nu găsiți foarte repede acolo rădăcini. Că dacă vă dau delta nu-i pătrat perfect, radical, nu știu ce, pe acolo, îi de muncă. Deci, prin toate variante, alegeți pe cea după care, după un timp vă dați seama, alegeți pe cea care vă este cel mai la îndemână. Să vărească ritmul. Ziceați. Bun. Exercițiul 42 de la 67. 42 de la 67. Le compuneți în factor. Ce? X pătrat plus 8X plus 15. X pătrat plus 8X plus 15. Plus 15. Deodată, poate vedeți? 5 cu 3. 5 cu 3. Deci x plus 5, pe lângă x plus 3. Oh, bravo. Suntem bun. F. X pătrat plus 12x plus 27. Plus 12 x plus? 27. Așa. 39. Bravo. X plus 3, pe lângă x plus 9. Exercițiul 43 de la pagina 568. De atât? Da. 43 de la? 68. A. X pătrat minus 11x plus 24. Minus 11x plus? 24. 8 și 3. Pe loc 24. Bă, dar mai vreau să și pe alții frate. Așa. X minus 3, pe lângă X? Minus 3. Minus 8. Minus 8, adică ca să adunați să facă minus 11. Când te-ați vă lăsfătiți, x minus 8, x minus 3, x minus 8, minus 3, fac minus 11. Da? Și trei ori 8, gata. Nu vă zic. Da, e tot așa puțin, iar am făcut. Da. Eu nu am calificat. X pătrat minus 13, x plus 40. Minus 13, x? Plus 40. Plus 40. Și fac să fie. Nu, nu zi. 8 și 5. Așa. 5 ori 8. 5 ori 8, 40, 5 ori 13. Da. X. Da. X minus 8, pe lângă X minus 5, da? X pătrat minus 20, X plus 36, mai e. X pătrat minus? 20, X plus 37, H. 37. 37, 36. 37, la urmă. Zici tu sau zic eu? Bă, mai urat să mă și pe mine, să zic. Nu mai mă presa, că... Bă, ușor. Cap. Mă sperii. Lasă-mi să gândească. 18 Dacă vrei să te duci la chestia asta, 36 le scompunem. 36, care înseamnă 6 ori 6. Da? Care înseamnă 2 ori 2 la a doua ori 3 la a doua. Și faci combinații care să-ți iese da. Și combinaturi.
2 ori cât ar veni? Ori 9 ori 2, 18. Deci ai 2 ori 18. Ai 4 ori 9. Ai, și te văd, vezi care îți fac 20. Exact. Deci descompui și faci asta dacă vrei să citești cu culoarea asta. Exercițiul 44 de la pagina 68. 44 de la 68. X pătrat minus 4x minus 5. X pătrat minus? 4x minus 5. 4x minus 5. Ce trebuie să facem? Tot așa. Tot așa. Tot așa. 1 și 4. A, nu. Bă, da, 1 și 4. 1 și 4. 1 plus 4 și 1 plus 4. Da, 1 plus 4 nu fac. E invers. 4 și 1. La 4i să fie adunare. La 4i... 5 plus 1 și 5 ori în spate și așa? Nu știu, știu că 3x minus 5 plus 1. Nu știu. Știu. 3 și... Nu, iar am făcut așa. Aici este fie suma. Și aici e mulțirea. Da, dacă sunt înmulțite și fac minus 5, unul negativ și unul pozitiv. 4 și 1. 4 ori minus 1, da? Da. Dar nu 4 ori minus 1 nu fac minus 4. Minus 5. Minus 5. Minus 5 ori 1. Sau 1 ori minus 5. Da. Și 1 ori minus 5 nu face minus 5. Dacă ne adun pe 1 și minus 5, face minus 4. Corect. Deci, 1 și 5. Care ce e acolo? 5 și 1. 5 și 1. Obligatoriu 1 și minus 5. Da. 1 și minus 5. Și x minus 1 e minus 1 pe lângă x minus 5. Minus minus vine plus 5. Minus minus, da. Așa zic, ai să știu. Dar x minus 5 prin x plus 1. X minus 5. Pe lângă x plus 1. Da. Pe lângă x plus 1. Ia să vedem aici dacă tu ai dreptate. X minus 5 ai dreptate. Minus 5 prin x plus 1, pentru că lunate, după ce îți fac paranteza, x ori x face x pătrat, x ori minus 5 minus face 5. Minus 5 x și cu plus x fac minus 4 x. Deci era greșeala mea. Așa că este x. Care sunt cele două numere, încă o dată? 1 și minus 5. 1 și minus 5. Nu. Minus 1 are și 5. Minus 1 și 5, da. Înmulțite fac împreună minus 5. Da, 5 și minus 1 fac împreună. Înmulțite fac minus 5 și adunate. 5 cu minus 1 fac 4. Că formula este x pătrat minus suma ori x plus produsul. X pătrat minus suma celor două numere. Adică plus suma, da. Da. Corect. Și atunci, dacă vrei deodată, dar nu muncești, nu muncești și am văzut cum. Faci pătratul perfect, dar numai treabă știm bine asta îți face. Și chiar dacă și vezi odată și vezi odată și n-ai siguranță, tot desfaci. Eu aș desface, de exemplu. Și desfaci. Sau fac proba după aceea. Exact. Sau fac proba, corect. După ce am făcut, am intuit eu cam care ar fi cele două, le muncești, bă, dacă îmi dă asta. Corect. Dacă îmi dă, e bine, dacă nu. Noi vorbim de ritmul mărit la lucru. Cei care văd rapid și au scris asta, au supus înainte. Ceilalți care muncesc... Da, după ce am obținut, dacă faci să ce ai copiat de un sfert. Nu. Că tu ai văzut, știi formula x pătrat minus s x plus p? Păi, dar e sub, da. Deci le-am văzut și spus acolo, le-am scrise. Deci, eventual, e folosim, adică știu, poate să așa fac treabă. Exact, suma și produsul. Da, dacă mi se plătește acolo și am ghicit, m-am dus. Și dacă nu sunt sigur, nu mulțesc la tine și nu ieși, na, văd. Corect. Fac corect. Pe x pătrat minus 5x. X pătrat minus 5x. Minus 14. Minus 14. Egal. Oricum, unul e negativ și altul pozitiv. Da. Că e minus. Minus. Nu. Că e ce numere înmulțite se facă negativ. Unul pozitiv și unul negativ. Adică? 14 din 5. 2 și 7. Deci așa avea varianta. Minus 2 ori 7 x. Sau 7 ori... și minus 7 și 2. Și o să fie x. Aici suma este egal cu minus 2 plus 7 și face 5. Și formula este x pătrat minus suma
fără x plus produsul, adică este x pătrat minus 5 x minus 12. Adică deci, am făcut bine. Deci e prima variantă. Dar x minus 2. Te va fi egal cu x. Minus. Atenția, este x minus 2. X plus 2. X plus 2. Așa. Pe lângă x o plus 7. Mă rog. X, ai zis bine, x, x minus 7. X, x plus 2. Da, pe lângă x minus 7. Foarte. X plus, x minus, minus minus face plus. X minus 2. Minus 2, da. Da. Și x minus cealaltă, x minus 7. Și dacă ne convingem, x ori x face x pătrat, minus 7x plus 2x, da, minus 5x. Da, corect. Așa tu l-ai spus? Nu trebuie să știi. Ce? X pătrat plus 11, x minus 12. X pătrat? Plus 11, x minus 12. 12 ca fiind 4 cu 3. 4 cu 3, dar nu se leagă cu 11. Iar tu n-ar fi în față. 6 cu 2 e 1. Nu, 6 cu 2 e 6 cu 2 fac 8. 1 și 12. 1 și 2. 1 ori 12 face 12. Da, și acolo... Ia să vedem. Deci e vorba de un moment dat. O să fie minus 1 și plus 12. Minus 1 și rupsi cu 12, da? Face minus 1 ori 12 face minus 12. Iar adunarea a doua. Da? Deci adunarea unor, minus 1 plus 12, egal cu 11. Da? Minus 1 plus 12, egal cu 11. Avem nevoie de plus 11, nu? Și aveam nevoie de minus 11. Atunci e minus 12 cu plus 1. Deci minus 12 plus, plus 1. 1. Da, și x egal cu... Produsul lor face minus 12. Da. Și suma? Suma, yes, va fi egal cu minus 12 plus 1 și face minus 11. Da, da. Pe formula este x pătrat minus s. Și da. X plus 12. Și face x plus 12. Lângă x minus 1. X minus 1. Da, bună simt să spune că 12 x minus 1 x face 11. Deci, rapid te duce. Da. Ia-l consulte. Așa tu da? Da. Yeah. X pătrat plus 3 plus 3x minus 10. X pătrat plus 3x, 3x minus 10. Minus 10. E ca lucru. Ia spune. 2 și 5. Cât 2 și? 5. Cât ce număr e mulțit când îți fac 10? De aici controlează. 2 și 5. 3 și 5. 2 și 5. Da. 2 și minus 5. Minus, da, minus 2 și 5. Deci tu ai spus minus 2 și 5. Și minus 5. Când aduni, mai vine 3x. 3, da. Deci, va veni x plus 2 și pe lângă x minus 5. Minus 5. Ia să vedem. Minus 2 pe lângă x plus 5. Asta e problema acum. Când mulți vine x pătrat minus... Minus 5x. Și cu 3x face plus. Deci e invers. Plus și minus. Da? Plus și minus. E riscant, domn profesor. Mai bine îi face. Da, acum putem să-i corectăm. E riscant, vedeți cum e. Eu știu, trebuie să corectezi și facă. Deci minus 2 și 5. Era clar cu numărul negativ și alte pozitive. Da, și vedeți minus 2 și 5. Așa stau și așteptat. Iar minus 2 și 5 sau 2 și minus 5 a fost. Da. Variante. Da. Și acum, eu am așa, suma lor să facă minus 3. Că acolo, după formă, este x pătrat minus sx. Da. Și cer numele adunate să facă minus 3. Ăsta. Asta dacă le adun aici, fac cât? 3. 3. Deci aici rezultă 3. Iar aici, dacă le adun, minus 3. Așa. Și atunci, ăstea sunt de bază. Deci, ăstea sunt. Și vine x minus valoarea asta. De lângă x minus minus vine plus. Care vine plus, corect. Ca așa am zis, x plus, și am x minus x1, pe lângă x minus x2. X1 și x2 sunt cele două valori care ghicesc din ăsta două. Și x minus una din ele, x minus 2, pe lângă x minus cea de-a doua valoare.
Când, când vreau să câștig timp, deci ca să câștig timp. Dar l-am spus mai devreme, ne mulțesc repede după ce am... Da? Dacă am văzut acolo, nu ne-e clar cu semnul așa, când am mulțit, îmi dau seama cum trebuie făcut. X pătrat minus 6x minus 27. X pătrat minus? 6x minus 27. Minus 27. Minus 6. Număr 3. Număr 3 și 1,27. Dar 1,27 nu se mai joacă. Aici, da. Deci, număr 3 și 1,27. Deci am minus 3 ori 9 sau 3 ori minus 9. Și x minus 9 pe lângă x plus 3. X minus 9 pe lângă x plus 3. Adică pe prima variantă pe aici. Pentru că adunate este suma este egal cu cât cu minus 3 și cu 9 adunat? Cu 6. Și formula este x pătrat minus sx. Exact. Minus suma lor. Da. Și minus este 6. Da. Tu mai joacă așa minus sx. Da. Și atunci x plus 3 pe x minus 9. Și tu, dacă încă sunt nebătărâi, x pătrat minus 9x plus 3x. Minus 7x. Da, mai. Sunt sigur. Da. Deci faceți contul ăsta la... Corect. Eu așa aș face. Deci nu... Da, eu nu. Eu aș face controlul dacă văd chestia ta. Cum domnul profesor? Măi, le-am văzut. Și ca să mă asigur că am pus bine X plus 3 pe lângă X plus 2, eu aș verifica. Da, e atât de simplu de verificat. Da, ca să mai verific cu pătrat. Și mai avem unul. X pătrat minus 9X minus 52. X pătrat minus 9X minus 52. 52 egal cu... 34. 13 și 4, 13 și 4. Asta am spus x minus 13 pe lângă x minus 14. 13 am spus, nu? Minus 13 și 4. Face 52, face da. Minus 52. Dar face tot atât de bine x minus... și 13 și minus 4 la mulțire la suprătate. Da. Și acum, eu am 2 cu minus? Da. O să fie un 2 cu minus. De la reprodusul minus 52, unul cu plus altul cu minus. X minus 3. X minus 3. X minus 3 cu plus 4. Deci se facă adunate, se facă 9. Se facă 9. Da. Și ca se facă 9, 13 minus 4 face suma. Da, da, și x minus 13 pe lângă x minus 13 pe lângă x plus 4. Și ca să te convingi, ăsta știu că merge. Dar atâta, 4x minus 13. Și de minus 9x. Minus 9x se hotărâne. Numai mijlocul ăla verifici. Tu ai una și așa. Da. Frumoasă chestia asta. Un pic riscantă, da? Nu, după un pic, când se dă ochiul, nu mai ești. Mai ales ai și controlul ăsta. Da. Urma gândire, ăsta așa și ăsta așa. Adică minus 13. La urmă am luat de altul cu ăsta, minus 13 cu 4. Exact, fără să mai și ai făcut, da. Fac minus 9, da. Minus 13 și cu 4 fac minus 9, ești sigur că e făcut treaba acolo, nu? Da, asta pentru viteză, corect. Foarte important. Că dacă e prins așa, înseamnă că ai de să o pune rapide. Ori ia închipuiți-o, m-am cu pătratul perfect, fac diferențe de două pătrate. Bine, merge cu delta și iară-i... Merge și cu delta la fel, găsim cele două rădăcini. Una este 13 și alta e minus 4. Exact. Și vine x minus una din ea. 13. 13 pentru că e x minus 4. X plus 4. Da. Da. Am terminat. Da. Și da. Deci... compunerea în faptul și fi metode combinate. Deci ca și sinteză. Așa, și să... Mai face, mai scrieți, nu? Pentru să scriem, nu? Da, scriu, scriu asta pe sub. Da, deci, dacă las mă scriu, nu mă merge. Formule de calcul prefructat. Ce se mai? Da, da, da. Formule.
De altă pun. Vezi, pun. Da. Și pământul e toată descurcat. Am mai folosit aici formarea pătratelor perfecte. Da. Da. Formarea binomului la pătrat. Când am scris acolo, da, minim și maximum. Minim și maximum, tot am potrivit, da? Da? Și chiar și ecuații de gradul 2 cu delta? Da, da, minimul, maximum unei expresii și rezolvarea ecuației de gradul. Așa, la geometrie, domnul profesor, m-am făcut. Facem acum, am făcut La revedere, vă mulțumesc pentru că mi-ați furat bani și vedere mai să-l plăcut în continuare. Nu uitați de luat și șer. Like și share să vă mulțumesc.